despre spontaneitate. Ați avut vreodată, că spuneați de actualul regim, de fostul regim, probleme din cauza asta? Ați simțit că vă suflă așa rece cineva în ceafă, fiindcă ați fi vorbit ce poate că nu s-ar fi așteptat să spuneți? Știți, după 90 am fost atât de deranjat de tot felul de persoane care inventau persecuții, securitatea pe urmele lor, că nu puteau, nu făceau, de fapt ei nu făceau nimic pentru că nu aveau valoare. Nu ajungeau pe micul ecran sau la festivalul pentru că nu meritau, nu că le interzicea regimul. Deci sunt atât de dezgustat de exagerările unora încât chiar că nu-mi vine să mă plâng eu acum să zic ce am avut de suferit. Eu mi-am făcut meseria, am fost la acest nivel înalt și mă bucur că mi s-a oferit ocazia, chiar dacă sigur că am avut foarte multe de reproșat regimului, dar măcar am avut să fac meseria asta, să prezint, am avut șansa să întâlnesc atâția spectatori, atâția artiști de valoare, am prezentat mulți artiști și de peste hotare, că veneau în România. Sigur, când văd că se plâng de regimul trecut, oameni care se plimbau în Occident când vroiau și singuri și cu familiile, ceea ce pe vremea, iar eu n-am avut viză pentru Occident. Mie mi s-a refuzat viza pentru Occident, eram un paria, eram o persoană periculoasă care poate ajunge, știu eu, la Europa Liberă. Deci asta este una din cele mai mari dureri ale inimii mele, pentru că dacă nu ești confruntat cu valorile genului când ești tânăr, unde vrei și nu mai e vorba numai de călătorie, este vorba că vreau să ajung și eu la San Remo, unde am ajuns imediat după Revoluție în 90, m-am și dus la festivalul de la San Remo. Vreau să ajung la mari festivaluri de rock, de jazz, unde eram invitați, primeam mereu invitații din străinătate și de la Pașapoarte îmi venea celebrul plic albastru pe hârtie ordinară, în care era o hârtiuță, în care bătută la mașină, le-am și acum, stați liniștită, care spunea, cererea dumneavoastră nu a fost aprobată. Oricum, când vedeam plicul acela, știam că mi-a fost refuzată. De la alții care plecau, am aflat că dacă ți se aprobat, venea o carte poștală. De, eu știu, timbru, 35 de bani, nu știu câte aia pe vremea aia, și pe cartea poștală, sunteți invitat în strada Nicolae Iorga, nu știu că. Eu n-am avut ocazia să văd asemenea hârtiuți. Am mai avut episoade foarte triste în cariera mea, când am fost cumplit atacat pe motive politice în revista Flacăra, condusă de Adrian Păunescu. Toată lumea știe ce însemna atunci să fie atacat în Flacăra, cea mai importantă publicație. El era cel mai puternic om în domeniu. Un cântăreț la muzicuță, Cornel Ionescu, m-a atacat că nu respect valorile socialiste, că sunt aplecat către muzica occidentală. Conduceam cu fratele meu un pop club la Politehnică, adică să lua de tot ce făceam eu era contral moralei comuniste. Vă dați seama, imediat am fost interzis de la radio, televiziune, orice manifestări publice, câțiva ani de zile, am fost practic ca și mort și scos din domeniu. Deci iată, dar asta e, n-am venit la Revoluție să mă plâng, să iau carnet de revoluționar, să zic. Asta au fost vremurile, astea au fost durerile mele personale, niciodată nu trebuie în biografia ta să o transfere asupra necazurilor unui popor întreg. Asta a fost, dar probabil multă lume și-a închipuit că eu am fost un favorizat al regimului. Probabil că prezentam atât de des la televizor sau festivaluri, pentru că eram, sau nu erau altul mai bun, alminteri bănuiesc că erau alții care ar fi prezentat, nu eu. Dar alminteri aș fi vrut și eu să pot călători, să pot participa la manifestări internaționale, pentru că, bă, da seama, n-aș fi rămas în străinătate, pentru că eram o persoană care mă bucuram de multe avantaje aici. Recunosc acest lucru. A fost o anchetă în Evenimentul Zilei la un moment dat, acum câțiva ani, se chema Televiziunea și Securitatea. Și erau acolo o anchetă foarte bine documentată despre diversi oameni de televiziune, ce legături aveau cu securitatea și așa mai departe. Erau reproduse în facsimil, m-am amuzat colosal, am aflat și eu atunci, câteva denunțuri contra mea. Unul era din
cum că aș fi vrut să fug de la festivalul de la Mamaia cu o barcă pe mare. Unde să fug? În Turcia, vâslind probabil, nici măcar nu eram Ivan Pazaichin. Alt denunț, ca să vă dați seama ce anume făcea, la ce recurgea securitatea, ținea seama de niște denunțuri absurde ca să-ți refuze plecarea, că probabil asta era la dosar. Nu, nu-i dăm voie lui Ursulescu, ăsta fuge cu barca de la Mamaia. Altul era că eu plecam de la televiziune în șușe, în spectacole, prezentând adeverințe medicale, cerând concediu medical. O altă aberație, pentru că eu n-am fost niciodată angajat al televiziunii publice, deci nu trebuia să mă justific să plec de nicăieri. Eu eram freelance, eram liber profesionist, plecam unde vroiam. Deci la radio și la televiziune eu am colaborat. Deci, dar iată a apărut și era un denunț acolo semnat de... Iată, sunt anume episoade care pentru cineva de astăzi pot părea ciudate. Și m-a sunat peste un timp semnatara acelui serial foarte bine documentat și mi-a spus: domnul Ursulescu, și da, am citit, de ce nu vă duce să vă cereți, să vă studiați dosarul de la arhivele CNSA sau cum se cheamă acolo? Și i-am spus foarte simplu că nu mă interesează, probabil că aș afla că am fost turnat, denunțat de prieteni, poate chiar de rude. Și ce mai poate schimba asta? Mai poate schimba viața? Eventual mi-o poate înrăi, mă poate înrăi, mă face să privesc oamenii pe stradă cu ură. Așa încât, lasă, au făcut asta, asta au crezut ei că trebuie făcut. În schimb, cred că sper să îi apese conștiința pe cei care au făcut atâta rău unor oameni nevinovați. Da, într-adevăr, ar fi fost o performanță să reușiți să fugiți cu o barcă de la festival, de la Mamaia până în Turcia, cu adevărat ați fi devenit cel mai vestit român, cel puțin în perioada aceea sau și după aceea. Dar vorbind despre faimă, sunteți încă recunoscut pe stradă, lumea vă așteaptă oriunde sunteți anunțați. Cum vă simțiți să fiți oarecum o vedetă mai vedetă decât vedetele pe care uneori le prezentați? În primul rând că n-ar trebui să fiu așa, în orice caz nu mă străduiesc să fiu așa, asta este una din condițiile primordiale ale unui prezentator, umilința. În primul rând, prezentatorul nu trebuie să se joace pe sine, nu trebuie să se pună pe el în valoare, trebuie să se retragă într-un colț, sigur că da, ipotetic vorbind, și să lase lumina reflectoarelor să coboare numai pe cel pe care îl anunță, care intră în scenă. Deci prin vorbe, prin comportare, prin tot ce face pe scenă, trebuie să ridice statuia artistului care va intra în scenă peste câteva minute. Deci, în orice caz, niciodată nu mi-am propus să fiu mai vedetă, pentru că atunci înseamnă că spectacolul are de suferit. De aceea să știți că, în general, actorii nu sunt buni prezentatori. Nu au fost actori, actorii sunt extraordinari în teatru, n-aș putea să joc, nu știu cum memorează ore în șir, texte, joacă bine, joacă în filme, dar ei sunt învățați la institut să se pună în valoare pe sine, să se joace. Ori ca prezentator nu trebuie să fie așa, prezentatorul trebuie să-și pună în valoare partenerul de scenă care este artistul. Revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur că, încă o dată subliniez, sunt recunoscător vieții că mi-a oferit șansa de a fi cunoscut, de a veni în fața publicului. Este atât de măgulitor și atât de plăcut să vezi oameni că te cunosc, că îți cer un autograf, că vreau să fac o fotografie. Întotdeauna voi fi recunoscător publicului, pentru că spectatorii aceștia care cumpără bilet, își rup din timp pentru a veni la spectacol, ne-au ridicat pe noi, mai sus sau mai jos, dar oricum noi le datorăm totul. Și atunci mă doare când văd artiști și artiști tineri. De multe ori am încercat să le dau lecții, să-i învăț, da, și asta se întâmplă la fel cu multe din vedetele, între ghilimele, de care am amintit mai devreme, care nu stau nicio clipă să dea un autograf, nu fac fotografii, angajează bodyguards, sunt ocupați, sunt grăbiți. Niciodată n-am făcut asta și aș sta și ore în șir cu ultimul spectator
nu spun admirator al meu neapărat, spectator care își dorește o amintire de la mine. De aceea, încă o dată, mă bucur foarte mult că am practicat această meserie, că am renunțat la cea de inginer și că, iată, sunt și eu alături de câteva nume importante ale muzicii românești. Nu numai ale muzicii, pentru că am prezentat nu numai muzică ușoară, populară, toate genurile muzicale. Am prezentat spectacole sportive, dans sportiv, nu mai vorbesc, am prezentat foarte multe lucruri și m-am documentat, că să nu credeți că este același lucru să prezint un spectacol de muzică ușoară sau unul de dans sportiv, care este cu totul altceva. Presupune o documentare, trebuie să știi o groază de lucruri care țin de specificul acelui gen. E, asta trebuie să faci dacă vrei să prezinți. Și am învățat să am prezentat, de exemplu, concursuri de volei. Eu am jucat ceva volei, dar există anumite reguli pe care trebuie să le respect, să le știi. Am prezentat și asta, am prezentat folclor, am învățat despre fiecare cântăreț de muzică populară. Trebuie să-i cunoști, nu poți să consideri niciodată că ești a toate știutor. Într-adevăr, ține și de documentare. Mai aveți timp și să citiți? Păi, depinde acum, documentarea în domeniul meu strict trebuie să o fac în permanență, și video și audio, citim presa de specialitate. Când am timp, mai scriu și eu câte o carte, am scris vreo 3 cărți despre compozitori iluștri de muzică ușoară. Am crezut că și am considerat că e de datoria mea să întorc și eu, și prin cărți și prin articolele pe care le scriu, ceva din darurile pe care mi le-au făcut acești oameni. Pentru că, repet, eu, dacă nu eram alături de ei, n-aș fi fost ceea ce sunt. Am scris cărți despre Temistocle Popa, despre Paul Urmuzescu, despre Titel Popovici, apoi de 25 de ani în revista Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, unde sunt redactor. Scriu și scriu mult, mult, mult de tot, este normal, este singura revistă de specialitate din peisajul public românesc, așa încât și scriu și citesc și mă documentez, că nu poți să scrii fără să faci acest lucru. Așa încât am timp. Mai citesc și pe letristică, mai citesc și altele pe măsura timpului. Dar, în general, ideea de bază este că trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă, inclusiv politică, inclusiv totul, pentru că pe scenă trebuie să fii pregătit, nu poți să fii rupt de realitate. Știți cum se spune, că informația este esențială. Trebuie să fii tot timpul informat în absolut toate domeniile. Vorbeam despre cărțile pe care le-a scris. Urmează și altele? Am foarte multe. Am vreo 2 începute, dar nu prea am timp și vă mai spun sincer ceva. Mă tot gândesc dacă are rost să le mai scriu. Cine le citește? Nu se mai citește, nu se mai difuzează carte. Am una despre Marina Boica, ea va împlini 80 de ani în această toamnă și speram, dacă nu eram leneș, să o editez până acum. Una despre colegul meu, regretatul Titus Munteanu, iarăși o datorie frumoasă de onoare pe care mi-o fac, pentru că noi am fost umăr lângă umăr în atâtea întreprinderi de televiziune extraordinare. Cu el am făcut și Teaua fără nume, și Șlagăre în devenire, și Meridianele cântecului, și atâtea ediții ale festivalului de la Mamaia. S-a prăpădit înainte de vreme și încerc să scriu o carte. Dar știți care e paradoxul? Din cei de la Școala Vedetelor, celebra emisiune pe care el a creat-o, nu știu dacă 5-6 mi-au răspuns la solicitarea de a-și aminti ceva despre el. Mi s-a părut atât de dureros. El trăia încă atunci când am început pregătirea cărții și chiar i-am spus: Titus, ce facă? Nu vor să spună, nu răspund. Și el, foarte înțelegător, poate sunt ocupat, stavi, poate n-au vreme, dar asta mi se pare dureros. I-a lansat, i-a făcut vedete și n-au timp acum 5-10 minute pentru a-mi spune ceva despre el. Sigur, o să scot cartea fără mărturisirile și mărturiile lor, dar e dureros. Poate aceste cărți să iasă într-o zi, să le scot live, să le dau la iveală,
Dar, repet, este mai mult o întreprindere de sine, cum face și George Stanca cu poeziile lui și atâți oameni care, și Grigore Gonța, care și-a lansat aici la Zlatna o carte în regie proprie, a cheltuit el pentru a scoate o carte. La mine nu e cazul chiar așa, dar o să mă gândesc dacă are rost. Probabil pentru prieteni, pentru rude, pentru cei câțiva colegi de la televiziune să fie și aceste cărți. Oricum, cărți cu specific muzical. Ăsta e specificul. Nu, aceasta e menia. Nu voi scrie beletristică, nici amintiri. Toată lumea mă întreabă și mă îndeamnă. De ce nu scrii tu o carte? Atâta lume ai cunoscut. O asemenea carte nu va apărea niciodată, pentru că, pe de o parte, știu atât de multe lucruri pe care nu trebuie să le dăm tiparului niciodată, pentru că este firesc, este vorba de viața aceasta a noastră, a lumii spectacolului. Alminter, iar pe de altă parte, nu știu pe cine ar interesa ce am făcut noi într-un turneu sau altul. Nu mă interesează anecdotica vieții acesteia de spectacol, de turneu. Da, dar s-au scris despre scriitori. Întâmplări cu scriitori scria domnul Micu la un moment dat. Există o anecdotică în fiecare domeniu. Întrebarea mea este legată de prietenii, fiindcă din câte observ, cărțile dumneavoastră merg mult către prietenie și către o legătură de suflet cu unul sau cu alții dintre cei care ne-au marcat nouă lumea spectacolului și dumneavoastră viața. De ce oameni v-ați legat sufletește în timp? De care dintre cântăreții sau artiștii noștri vă simțiți încă legat? În primul rând că aș nedreptăți pe unii dacă aș spune că m-am legat sufletește de alții. Sufletește m-am legat de toți, pentru că nu pot să prezint pe cineva dacă n-am o afecțiune, dacă n-am o legătură, o simpatie cel puțin față de un artist. Sigur, sunt și oameni pe care îi prezint pentru prima oară și probabil nu o să-i mai întâlnesc niciodată, dar sunt atâția pe care i-am prezentat și care s-au legat de sufletul meu prin amintiri, prin turnee, prin privațiunile pe care le-am împărțit împreună până în 89, când era frig în săli, când la ora 10 seara ne adunam și noi într-o cameră cu o cutie de pate și cu o sticlă de bere, dacă reușeam să o procurăm prin relații, și mai o bucată de cașcaval și mâncam și cântam. Mi-aduc aminte, Marian Istor de la Savoi venea cu chitara și ne cântam noi compoziții, venea cu Similia, cu toți cei care eram în turneul respectiv. Deci asta cimentează o prietenie și asta nu va dispărea niciodată din amintirile mele. Dar, repet, niciodată, pe de altă parte, nu trebuie să te legi foarte tare de artiști, pentru că, pe de o parte, s-ar putea să ai dezamăgiri într-o bună zi și am avut destule, iar pe de altă parte e bine să fii neutru în prezentări, niciodată să nu se simtă, mă refer la spectator, să nu simtă că tu ai simpatiza sau ai aprecia mai mult un cântăreț sau altul. Aceeași căldură trebuie să fie, aceeași implicare în prezentare pentru fiecare artist. Fiecare artist, mai ales dintre cei care fac muzică românească, muzică ușoară, merită tot ce e mai bun. Credeți că va veni un moment în care muzica ușoară să renască? E o speranță a mea, dar pe măsură ce trece timpul, speranța începe să pălească tot mai tare, pentru că, iată, trece vremea și văd că butoanele sunt acaparate tot mai mult de oameni care nu iubesc muzica ușoară, nu iubesc muzica românească în general, nu mai ușoară, pentru că aici problema este mai profundă, așa încât nu prea văd cine să facă această renaștere, cine să producă acest reviriment pe care îl așteptăm cu toții. Ceva care se stinge, ceva care moare încet, mai mult ca sigur că nu va mai renaște. De-aia spun, nici Mamaia nu va mai fi, nici Cerbul de Aur, pentru că odată dispărut ceva în România, foarte greu mai iese la iveală. Este o mare durere a mea, pentru că văd cum se sting unul după altul compozitori importanți și interpreți și nici măcar melodiile lor nu sunt difuzate, așa încât tezaurul acesta de cântec, de poezie românească, nu știu, rămâne pe niște benzi aruncate într-o arhivă pe undeva pe la Jilava, unde era arhiva radioului până în 89,
distruse de umezeală și de mizerie și dispare practic trecutul nostru muzical. Nu știu, nu cred, și deși speranța mea este foarte mare, mai ales că toți tinerii, văzând că n-au nicio șansă, niciun fel de viitor cântând muzică ușoară, nu li se oferă niciun fel de tribună de afirmare a talentului, nu se mai îndreaptă către muzică. E foarte ușor cu dansul, hip-hop, mai băgăm niște butoane, facem playback, mai două dansatoare lângă noi, nu mai contează că n-avem voce, că piesa e subțirică, iar textul este jenant. Și în felul acesta nu o să mai avem adevărații cântăreți de muzică ușoară cu care altădată ne mândream. Eu spun asta pentru că totuși constat, sunt implicat în niște proiecte pe care le-am susținut, chiar le-am provocat. Unul e Șlagărele României cu organizatori din Sibiu, tineri, paradoxal, foarte tineri organizatori din Sibiu, care au înțeles că trebuie să există o nișă, un public de nișă pentru muzica ușoară, pentru cei de altă dată. Și au făcut acest turneu, am făcut niște spectacole, prea puține din păcate, dar am văzut sălile arhipline, oameni de o anumită vârstă, dar nu numai cei peste, să zicem, 40 de ani, dar și mulți tineri care vroiau să asculte muzica ușoară, știu eu, și pe Marina Voica, și pe Gabriel Dorobanțu, și pe Marina Florea, și pe Alexandru Jula, și pe Stella Enache, și pe Daminescu, pe Mihai Constantinescu, succese extraordinare. Și un alt proiect, inițiat mai mult de Alexandru Jula, Ultimul Romantic, după cum se intitulează și ultimul său disc și o carte consacrată lui, tot așa cu câțiva, cu Jula, cu Stella Enache, cu Dorobanțu, cu Ileana Șipoteanu, cu Alexandra Canareica, spectacole de muzică ușoară pură, tradițională românească, și cu săli pline și cu oameni fericiți să asculte ceea ce le lipsește, pentru că îi doresc asta, mai au unii, mai vine câte unul cu câte un LP, cu un disc vinil de pe vremuri, așa de fericit, și cere un autograf, nici nu credeam că păstrează așa ceva, păstrează cu religiozitate, cu sfințenie, pentru că e viața lor la urma urmei. Sunt cântecele pe care le-au îndrăgit, cântecele care le-au marcat viața, prima iubire, prima întâlnire, prima tristețe, prima dispărțire, știu, fiecare are în viață niște secrete, niște momente pe care le leagă de un anumit cântec, de o anumită dată din viața lui. Așa încât aș spera ca măcar unii organizatori să-și dea seama că mai e nevoie de muzică ușoară. Așa cum am observat și aici la Zladna și la Crizantema de Aur la Târgoviște, că există preocupare pentru romanță. Romanța fiind iarăși un gen muzical românesc specific, și la romanță am impresia că preocuparea este mai serioasă decât la o muzică ușoară. Dar oricum se leagă. Sunt genuri muzicale impregnate de poezie, de un specific muzical românesc, o identitate românească pe care ar trebui să nu le lăsăm să moară. Așa cum ar trebui să lăsăm să prolifereze valoarea în domeniul folclorului. Pentru că, din păcate, și în folclor sunt o groază de neaveniți, foarte mulți cântăreți, foarte mulți, dar mulți dintre ei la limita comercialului de jos. Important este că apar proiecte care să aducă iarăși în lumină muzica românească. Să înțelegem că o să ne întâlnim și pe viitor, o să ne vedem din nou pe scenă și o să vă găsim acolo unde vă este locul, în luminile rampei. Sper, cât o să mai fiu, să ne vedem acolo, sper să veniți dumneavoastră, cei de la Agro TV, la toate manifestările importante, nu neapărat doar la Zladna, pentru că aceasta este menirea unui post de televiziune, să ofere informații și imagini telespectatorului de toate vârstele și de toate gusturile. Fie că e vorba de un gen muzical sau altul, de o vârstă sau alta, noi neglijăm în general pe micul ecran, asta e valabil la toate posturile, telespectatorul mai în vârstă, care de fapt este telespectatorul esențial, pentru că cei tineri nu prea stau în fața micului ecran, au alte preocupări și este foarte normal, dar femeia casnică și omul mai în vârstă și pensionarul și cel peste 40, 50, 60 de ani
se văd văduviți de niște emisiuni care ar aduce mare audiență posturilor respective. Nu înțeleg de ce acest lucru nu prea se petrece, dar poate încă o dată că se vor mai schimba lucrurile. Speranța e în sufletele noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot timpul pe care ne l-ați acordat și mai ales pentru prilejul de a mai zâmbi o dată împreună cu dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc și am luat pentru debutul la Agro TV o piatră în gură și fiind de la Zlatna, sper că o să găsesc și un filon mic de aur în pietricica respectivă, să plec și eu cu o amintire frumoasă de aici când o să o pun în vitrină, să zic că asta e pietricica Agro TV.